Salutare și bine te-am regăsit! Asculți Meditații pentru Părinți cu Tili Niculae și alături de mine am invitat-o pe Mirela Horumba, care ce să vedeți? O cunoșteați drept psiholog, dar psihoterapeut, dar ea a devenit psihologul părinților. Pregătiți-vă, pam, pam, ne aliniază pe toți! Ne spune ce ar trebui să facem sau poate nu, poate doar ne ascultă și ne găsim singuri sfaturile. Dragă mea, astăzi vom vorbi despre metode de a petrece timp de calitate între părinți și preadolescenți. Mi-e frică! Asta înseamnă vârstele 11-14 ani. Bine ai revenit, uși trântite. Bine vă regăsesc. Așa este. Ne reîntoarcem la nu vreau. Oh, bineînțeles că ne întoarcem la nu vreau, la ești o mamă rea, m-am săturat, dar vreau nu mai plec pot, din casa vreau asta. Să plec, de-abia aștept să fac 18 ani, să plec. Să fac ce bine, vreau eu. Sau să fac ce vreau eu și mai mult decât atât, dacă nu mă las să fac ce vreau, până aștept sun la telefonul copilului, ca să spun ce mamă rea ești tu. Există așa ceva? Oh, bineînțeles, există. Există și telefonul, există și cazuri întâmplate. Vai. Și părinți care intră într-o stare de vibrație și amenințări pe care părinții le au exact așa cum le aud, dar, dragi părinți, relaxați-vă. Lucrurile nu sunt ceea ce par. Perioada de pubertate, într-adevăr, e o perioadă de multe năstrușnicii și remodelări interioare ale copilului. E perioada în care el are mai mult decât oricând nevoie de timpul vostru de calitate. Știi ce vreau să zic? Te rog. Noi de ce suntem vinovați? De ce prin asta, știi? La naștere cu plânsete, cu nu știu ce, cu emoții, cu răcel, cu internări, că mănâncă, că nu mănâncă, că ia în greutate, după aia și cu emoții. Emoțiile astea și uși trântite, dacă ai ști câte uși trântite am avut și eu acasă la mine, mă mir că nu mi-a făcut băgăjelul să-mi zică ia fata mea, du-te în lumea largă și lasă-mă în pace. Da. Dar indiferent de câte ori îți vine să spui ia fă-ți tu băgăjelul și pleacă în lumea largă, țineți minte că ceea ce dezamorsează orice situație conflictuală între dumneavoastră și copil este exact acest timp de calitate. În perioada adolescenței apare prima dată refuzul acesta categoric. Nu-mi pasă când îl simți așa în capul pieptului aici și dacă îți taie picioarele, da, exact, și așa cu toată crescut, gura. Iubit, exact, adică pierdute. Cum eu care am făcut totul pentru tine, eu care am făcut aia așa, așa, asta merit eu. Dragi părinți, este doar o etapă tranzitorie, să știți că trece destul de repede și atunci ce am eu de făcut? Ce înseamnă la tine repede, iartă-mă? Repede cam pe la... 3-4 ani deja. Cam pe la... 15 ani începe să se recalibreze. Zici? Aduc garanții. Confirmat, nu? Ok. Confirmat. Deci gata, respirăm, din povești. Nu puneți frâne, băgați în întâia și mergeți înainte. Așa, așa. Deși îți vine să te oprești, să închizi ușa și să fugi. Dar au o mare nevoie de adulți de a pune corect limite și de a petrece timp de calitate. Bineînțeles, este momentul în care ei ne vor rejecta pe noi ca părinți. Nu mai am nevoie, mă faci de râs, eu vreau să ies cu prietenii. Cea mai bună cale de a vă băga în seamă, să spun așa, pentru că veți fi în permanență, în pișină, în priză. Exact, este să vorbim despre prietenii lor, să vorbim despre muzica pe care o ascultă, să vorbim despre subiectele lor de interes. S-ar putea să vedeți tunsori noi, s-ar putea să vedeți, eu știu, ținute noi. Aici am o recomandare, încercați să puneți regula să ne placă amândurora. De ce? Nu este necesar ca anumite lucruri, dacă nu vă plac, să le luați ca și cum v-ar plăcea. Și da, poate că... în acel copil, poate cine știe, se dezvoltă un nou suflet de artist, adică poate să fie un viitor creator de modă. Într-adevăr, nici n-aș fi de acord cu un buric gol, adică totuși sunt anumite lucruri și adică limite și locuri. Aș vrea să fac o clarificare și mulțumesc mult că mi-ai atras atenția. Eu nu vorbesc aici despre, eu știu, o coafiură mai, nu știu cum, ieșită, ca adică să spun așa. Vorbește probabil o situație în care vrea să se ducă la școală cu fusta până la fund, zic adică eu în fată. Cu fusta până la fund, când vrea să vină să-și facă piercing, când vrea să se radă în cap, când vine jumate verde, jumate roz, despre asta vorbesc acum. Cazuri concrete.
Da, adică tu zici că e o vârstă mult prea fragedă, deci că încă este nevoie de comunicare și acceptare exact, de ambele părți. Ideea este, și mai vin și se mai taie pe mâini și mai văd ei tot felul de chestii. Aceasta este o vârstă extrem de provocatoare. Tu mă sperii. Dar, indiferent cum ar fi, rămâneți acolo și încercați cât de mult se poate în momentele lor de liniște sufletească să fiți prezenți pentru ei, pentru că cei mai buni prieteni ai lor tot voi veți fi. Tot la noi părinților se întorc când le este greu, dar dacă noi știm să nu le întoarcem spatele atunci, cu siguranță vor veni și data viitoare și nu e nevoie să ne supărăm, pentru că e doar o perioadă de recalibrare a lor. Draga mea, cu siguranță tema aceasta are nevoie de o dezbatere mult mai mare. Drept dovadă te invit încă o dată în studioul meu să facem un live frumos în care oamenii să-și exprime părerile și să vedem acolo, pentru că pe mine m-a speriat chestia asta cu lame, cu tăieturi, cu... e prea mult. Hai, dacă ar veni cu un verde în cap, mai e cum mai e, știi, părul crește. Poți să mai trec puțin, da. Da. Cât despre noi, ca și părinți, ce să mai... Într-adevăr, provocarea este pe viață, dar cred că asta este și frumusețea, pentru că Dumnezeu ne-a dat niște minuni de care noi trebuie să avem grijă și să le dăm șansa la viață. Cât mai frumos și cu cât mai multă bucurie. Mulțumesc tare mult, Mirela, și te aștept și data viitoare, unde crezi, aici, la Meditații pentru Părinți.